Administrația Pieței Centrale a amenajat și în acest an sector special pentru vânzarea cărnii de miel. Deși mai avem o săptămână până la sărbătorile pascale, comercianții au început deja să expună pentru vânzare carcasele de carne de miel. Sectorul destinat acestui fel de carne este amenajat în piața acoperită în incinta celui de lactate. Avem amenajate 8 locuri pentru 8 producători, 8 crescători de ovine de altfel, care și vor desface miei în acest spațiu. Comercializarea se face numai și numai în prezența unui reprezentant al DSV-ului, care verifică la fiecare aprovizionare existența actelor în regulă, iar acest sector va avea perioada de funcționare de astăzi până sâmbătă inclusiv. Programul de funcționare este de la ora 6 la ora 20. Deci giurgiuvenii sunt așteptați să-și achiziționeze mielul de Paște. Prețul unui kilogram de carne de miel este de 25 de lei, însă acesta va scădea, cum se întâmplă în fiecare an, odată cu apropierea Paștelui. Cei interesați să cumpere miei pentru masa de sărbătoare de aici o pot face liniștiți, pentru că animalele sunt avizate de medicii Direcției Sanitar-Veterinare. Sectorul destinat cărnii de miel este deschis până sâmbătă la ora 20.